primul rând că eu sunt un euro-optimist. Am contribuit în felul meu specific la aderarea României la Uniunea Europeană, chiar mai prin faptul că am asigurat consensul necesar aderării, dar și prin faptul că am redactat toate documentele importante în mâna mea, începând de la scrisoarea de la Nagoya din 1945 și continuând cu toate celelalte. Sunt optimist cu privire la intrarea Partidului România Mare din nou în Parlamentul European, unde noi am reprezentat România cu cinste. Eu am publicat sub egida Parlamentului European mai puțin de 9 volume, începând cu Europa creștină și continuând cu Europa Unită are nevoie de o mare reformă. Am rostit 31 de discursuri, am semnat sute și sute de declarații și rezoluții. Toate atacurile astea subterane și anormale care încep să se facă împotriva noastră sunt ridicole, pentru că numai eu am dat de pământ cu iredentismul ungăresc, cu el de față acolo, în aula de la Strasburg și în cea de la Strasburg, numai eu m-am luptat împotriva folosirii cianurilor la Roșia Montană, numai eu m-am luptat pentru ridicarea nivelului de trai a poporului român. Ar fi multe de spus pe tema aceasta, dar după cum observați, noi desfășurăm o campanie mai mult decât civilizată, pe când alții spar capetele, eu nu înțeleg, parcă erau academici, parcă erau civilizații, politicoși, se amenință, acum nu se mai amenință cu cătușele și cu bătaia, se amenință direct cu moartea. Nu înțelegem așa politica. În